Ratarea promovării Liga a doua de fotbal a lăsat urme la Hunedoara. Factorii responsabili de la actuala echipă CS Hunedoara, care se va transforma în curând în Corvinul, au făcut o ședință de analiză. Concluzia a fost că, deși proiectul de promovare este unul pe 2 ani, evoluția din acest sezon a făcut ca echipa să intre în lupta pentru primul loc, ratată însă în returul finalei barajului, când Hunedoara a pierdut la Baia Mare, aceasta fiind singura înfrângere a trupei de pe Cerna în sezonul trecut. A fost o ședință lungă, să spun așa, în care au participat toți membrii Consiliului de Administrație, staful tehnic și, bineînțeles, domnul primar, în care am analizat tot ce s-a întâmplat așa în ultimul an și mai ales ce s-a întâmplat la ultimul meci, meciul cu Baia Mare, care din păcate nu a adus promovarea mult dorită. S-au spus așa toate problemele care au fost, s-au analizat ce a fost bine, ce nu s-a făcut așa bine și în principiu mergem mai departe, fiindcă acest proiect a pornit pe 2 ani, este inițial un proiect pe 2 ani de zile. Anul acesta a fost un an foarte, foarte bun, spunem, din toate punctele de vedere și fiindcă am ajuns sus, normal că trebuia să atacăm promovarea din primul an, nu era să ne dăm la o parte că avem proiectul pe 2 ani. Din păcate, acest ultim meci ne-a pus în dificultate, ne-a pus piedici și am ratat promovarea. Conducerea clubului dă asigurări că la finalul sezonului viitor Hunedoara va avea echipă în Liga a doua. Promovarea va fi țintită cu un lot remaniat, doar cu același Florin Maxim pe banca tehnică alături de staful său. Mergem mai departe, așa cum am spus, cu o remaniere a lotului, cu dezvoltarea centrului de copii și juniori neapărat și, bineînțeles, este anul în care 100% vom promova. Florin Maxim rămâne în continuare? Da, a fost stabilit tot așa Florin Maxim, rămânem în continuare cu dânsul, bineînțeles, el și cu staful lui, fiindcă are și contract, așa cum v-am spus, proiectul este inițial, de aceea s-au și făcut contracte pe 2 ani de zile cu stafful și cu antrenorii, pentru acest proiect a fi dus la bun sfârșit. O veste bună este aceea că în această săptămână echipa va reveni oficial la numele de Corvinul Hunedoara. Există toate actele necesare, iar pentru trecerea la numele de Corvinul mai este nevoie de o formalitate, acordul Comitetului Executiv al Federației, care se va desfășura pe 29 iunie. Chiar acum, o să spun, a devenit Corvinul oficial, avem actele care au fost, a apărut certificatul final de la OSIM cu înregistrarea, avem confirmarea de la Ministerul Turismului și Sportului cu certificatul de identitate sportivă și de la Federația Română de Fotbal, care în ședința Comitetului Executiv data de 29 vom fi cu actele la zi. Deci, practic, suntem oficial, acum putem spune că suntem oficial Corvinul Hunedoara. În ceea ce privește însă o eventuală invitație de înscriere în sezonul viitor din Liga a doua, șansele sunt mici, deși Corvinul ar fi prima echipă din eșalonul ters care ar putea ocupa un eventual loc vacant. Ar fi șanse să se înscrie Corvinul în acest sezon în Liga a doua? Să vă spun așa, la momentul actual șansele sunt destul de mici, având în vedere că multe echipe care știam noi la început, acum câteva săptămâni nu se vor înscrie și s-au înscris în campionat și se vor înscrie. Așteptăm decizia Federației Române de Fotbal, ne vor anunța data de 15 iulie, dar șansele sunt destul de mici la ora actuală. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante, puteți afla urmărind după jurnalul nostru de știri, emisiunea La Subiect, în care sunt invitați Sorin Cimboca, președintele de la Corvinul Hunedoara, și Claudiu Sav, ofițerul de presă al clubului de pe malurile Cernei.